O problemă mare în țara noastră, dragii mei, este, bineînțeles, răspândirea pestei porcine africane. Mulți încearcă să găsească soluții, dar ceva concret nu s-a aflat încă și pe aici, pe acolo, mai apar focare noi. În următoarele minute vom sta de vorbă cu specialiștii de la Romvac și vom vedea, bineînțeles, care este poziția companiei în acest sens. Romvacul face foarte multe lucruri interesante, deosebit de importante pentru crescătorii de animale, iată și pentru sănătatea oamenilor. Nu se face încă nimic sau nu se poate face pentru pesta porcină africană. Ce viitor credeți că va avea sectorul porcin în această situație? După cum bine se știe, viitorul sectorului zootehnic porcin în România e destul de complicat și greu de anticipat. Ca soluții, din păcate, sunt destul de puține, dar credem noi că un mare control asupra acestei boli grave îl are controlul populației de mistereți, respectiv controlul deplasărilor lor în spațiu, respectiv controlul insectelor hematofage. E posibil să se facă acest lucru, controlul ăsta, să fie aceste efective, să fie ținute sub control? Părerea mea personală că dacă autoritățile statului se implică mult mai intens, cred că se pot controla aceste fenomene, inclusiv deplasările mistereților în teritoriu. Dar efectivele sunt destul de mari în România de porci mistreți, produc și daune importante sectorului vegetal și totuși nu se iau măsuri. Nu mai vorbim de riscul de răspândire a virusului peste porcine africane. Încă o dată, cred că cu o implicare mult mai intensă a autorităților statului la toate nivelurile, totuși se poate ajunge la un control mai eficient. Se pot face dezinfecții cu produse de bună calitate, inclusiv în sate, autoritățile locale ar trebui să facă dezinfecții repetate. În fericire vine sezonul rece, populația de insecte hematofage se va reduce, dar totuși dezinsecțiile se pot face mult mai des, mult mai riguros și foarte serios. Adică important ar fi să se facă cât mai serios și cât mai des, astfel încât să se elimine acest pericol de vehiculare a acestui virus. Exact. Insectele hematofage au un rol extrem de important în dispersia acestei boli în teritoriu, inclusiv și special în sate, în comune. Ce facem cu porcii mistreți? Pentru că toată lumea vorbește, iată și dumneavoastră ați pomenit acest lucru și nu numai dumneavoastră, toată lumea, repet, efectivele de porci mistreți sunt foarte mari. Pericolul de răspândire a virusului, evident, este destul de mare ca urmare a numărului mare de porci mistreți. Ce ar trebui să facă? Să limităm numărul lor? Să-i ținem sub control, sub o anumită formă? Nu știu dacă se poate. Iarăși, din păcate, numărul lor trebuie redus. Pagubele sunt mult mai mari până răspândirea acestei boli, deoarece părerea mea personală că dacă virusul se răspândește în toată țara, în următoarele decenii, nu știu, 1, 2, 3, 4, 5 decenii, România nu se poate să scape de acest flagel. Și e păcat să distrugem o întreagă industrie din cauza asta. Din păcate, iarăși, mistrețul e o specie condamnată și iar efectivele trebuie să reduse. Trebuie găsit un acord între AGVPS și autoritățile locale, respectiv crescătorii de porci, să se cadă la un consens în care populația încodată de mistreți să fie redusă și controlată foarte serios. Cred că ar trebui să se înțeleagă că pagubele înregistrate de România ca urmare a imposibilității la un moment dat de a crește un efectiv corespunzător de porcine în sistem comercial, în ferme comerciale, dar și la populații, este mult mai mare decât am diminua efectivele de porci mistreți. Structura noastră a României, exact cum a spus și noastră, sectorul privat, respectiv fermele mari, mici, mijlocii, respectiv la populațiile de porcine care sunt la populație, ne duc la concluzia că noi suntem o țară, un popor dependent de porc, de porcul domestic. Și încă o dată trebuie să precizăm, din păcate porcul mistreț e o specie
care e condamnată sau cel puțin trebuie redusă încă o dată în efective, ca să salvăm partea cealaltă, specia cealaltă, porcul domestic, de care noi depindem și tradițional, și cultural, și economic, și absolut la toate nivelurile, de la opincă până la vlădică. Domnule doctor, ce posibilități ar avea industria farmaceutică veterinară din România și nu numai din Europa să producă un asemenea vaccin? Există posibilitatea asta în viitorul apropiat, un vaccin contra pestei porcine africane, așa cum a existat pentru pesta porcine clasică? Din informațiile mele, cel puțin în Europa, mai puțin probabil, am înțeles că se fac cercetări în Vietnam și în China. Să sperăm că au mai mult succes față de Europa și America. Poate în viitorul apropiat s-ar putea găsi o soluție cu un vaccin de calitate care să combată această boală. La momentul actual, industria farmaceutică, cu ce poate să vină? Pun asigurarea de dezinfectanți de calitate și produse care să combată insectele hematofage.